Bun găsit, stimați telespectatori, la Actual Regional. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țării a fost anunțat la 26 februarie. De atunci și până în prezent, în România au fost confirmate 4761 de infecții cu coronavirus, iar, din păcate, 210 persoane infectate au decedat. Pe baza unui model matematic a fost conceput un scenariu al evoluției epidemiei de coronavirus în România. Potrivit acestuia, vârful pandemiei va fi atins în perioada 17-25 aprilie, când ar putea fi internați în spitale cei mai mulți oameni cu COVID-19. Conform acestui scenariu, la 1 iulie, epidemia ar putea fi învinsă. Dar pentru asta, autoritățile fac apel la populație să respecte cu strictețe regulile impuse pe perioada stării de urgență. În acest sens, în premieră națională, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, în colaborare cu Prefectura Cluj, implementează un sistem de supraveghere cu drone aeriene care vor survola deasupra municipiului Cluj-Napoca pe perioada stării de urgență. Tot astăzi a fost prezent la Cluj-Napoca și ministrul Sănătății, domnul Nelu Tătaru, care a avut discuții cu autoritățile. Despre toate acestea aflăm mai multe chiar acum de la Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj, care este în legătură directă cu noi prin Skype. Bună seara, domnule prefect! Bună seara! Vă mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi în această seară la emisiunea Actual Regional. Și așa cum spuneam, haideți să începem cu vizita ministrului Sănătății, domnul Nelu Tătaru, care știu că a fost astăzi în vizită la Cluj. În primul rând am aflat că a felicitat autoritățile pentru modul în care gestionează aici la Cluj pandemia și am spus eu lucrul acesta ca să nu pară că vă lăudați dumneavoastră, dar chiar l-am auzit că v-a felicitat. Ce alte discuții ați purtat cu ministrul și ar fi de interes pentru întreaga populație a județului să afle? Da, într-adevăr, domnul ministru Nelu Tătaru a vizitat astăzi județul Cluj, chiar dacă nu era în programul dânsului neapărat, pentru că scopul principal al zilei de astăzi a fost spitalul din Deva, unde înțeleg că a fost instalată o conducere militară, pentru că există niște probleme acolo. Dar a ajuns și la Cluj și a ținut neapărat să vină aici pentru că, așa cum spunea domnia sa, Clujul este un exemplu de bună practică din punct de vedere al gestionării COVID la nivel național, din punct de vedere al infrastructurii medicale, a resursei umane și al modului în care noi lucrăm aici, ca și parteneriat între autorități locale, instituția prefectului și toate celelalte instituții angrenate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Am avut o discuție aplicată împreună cu domnul primar Emil Boc, cu reprezentanții Direcției Sănătate Publică, Casa de Asigurări de Sănătate și cu toți managerii de spital din județul Cluj, în care fiecare din cei prezenți și-a exprimat punctul de vedere cu privire la ceea ce avem de făcut în continuare, cu privire la necesitățile pe care încă le avem, pentru că sigur că în continuare echipamentele de protecție și echipamentele medicale reprezintă o problemă la nivel mondial, național și evident și la nivelul județului Cluj, pentru că nu putem spune că stăm mai bine decât restul țării. Dar a venit și cu vești bune? Vor veni aceste echipamente medicale de protecție? Sigur, vor veni echipamentele de protecție care au fost comandate și deja primite de către guvern și se repartizează chiar în acest moment de la nivel național către județe, sigur, în ordinea spitalelor în care sunt implicate în procesul COVID. Am mai primit, de altfel, pe parcursul săptămânilor trecute de la Departamentul pentru Situații de Urgență echipamente de protecție pe care le-am repartizat către spitale și către structurile Ministerului Afacerilor Interne care se ocupă în teren de prevenirea răspândirii coronavirusului în județul Cluj. Deci au venit și continuă să vină. Sigur, ritmul în care ele vin este unul puțin mai lent și asta se datorează și este cauzat, de fapt, de criza mondială de echipamente de protecție, pentru că vedem foarte bine ce se întâmplă la nivel internațional, că vorbim de Statele Unite, că vorbim de Italia, Spania, Franța, Germania, peste tot, tot există această problemă, iar producătorii nu mai fac față comenzilor, deci nu este o problemă financiară neapărat,
Este o problemă de a te încadra în niște termene contractuale, iar lucrul ăsta se întâmplă mai greu în ultima vreme. Din fericire, multe firme românești s-au reprofilat și fac aceste echipamente de protecție, măști și probabil vom avea și ventilatoare românești cât de curând. Ce altceva ați mai discutat cu Ministrul Sănătății și care ne-ar interesa pe noi toți? Am discutat cu domnul ministru legat de capacitatea de testare pe care o avem la Cluj în acest moment, care a crescut la peste 1000 de probe pe zi. Vă reamintesc că noi am început cu 70 de probe pe zi la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și în acest moment depășim 1000 de teste care se pot face zilnic aici la noi. Iar în această situație am transmis domnului ministru că suntem dispuși să ajutăm în continuare județele din regiune, precum și județele afectate puternic de epidemia de coronavirus, cum este Suceava, să preluăm testare, probe de a fi testate de acolo, pentru că avem această capacitate. Evident, prioritare sunt probele din județul Cluj, care funcționează și sistemul merge extrem de rapid, dar având această capacitate, am considerat normal să îi sprijinim și pe ceilalți care, din păcate, nu au aceleași resurse pe care le avem noi în acest moment. Am înțeles. Vorbiți-ne puțin despre acest sistem de supraveghere cu drone implementat în premieră națională la Cluj. Despre câte drone e vorba, cine le-a pus la dispoziție, ce vor filma și unde ajung imaginile? Da, în acest moment vorbim de două drone profesionale care au fost puse la dispoziție de către o persoană fizică care se ocupă de asemenea echipamente. Este de fapt și persoana care va gestiona ca și specialist civil partea de zbor a dronelor, precum și captarea imaginilor și transmiterea acestora către dispeciatul poliției. Scopul lor este, în primul rând, de a supraveghea și de a monitoriza respectarea dispozițiilor referitoare la restricțiile de circulație, de a verifica și de a monitoriza modalitatea în care se respectă regimul de autoizolare la domiciliu, precum și regimul de carantină. În același timp și culegerea de date referitoare la volumele de trafic în zonele importante ale municipiului și nu numai, pentru că vorbim practic de întreaga zonă metropolitană Cluj, nu doar de municipiul Cluj-Napoca. Sigur că ne axăm în principal pe municipiul reședință de județ, că vorbim de intrările în municipiu, vorbim de parcuri, de zonele hipermarketurilor, de zonele de agrement de la periferie și alte asemenea locații care în general sunt predispuse a fi aglomerate, de obicei. Am înțeles. Dar unde vor ajunge aceste imagini? Cine le va urmări și va găsi apoi persoanele care, să spunem, nu respectă aceste restricții? Imaginile ajung pe serverele poliției și ele sunt gestionate în mod operativ de către personal specializat care are niște proceduri foarte stricte după care lucrează și transmit în timp real, pentru că ăsta este avantajul în momentul în care ai capacitatea de a supraveghea prin filmare aeriană, știi în timp real unde ai nevoie, de exemplu, de forțe suplimentare pentru a fi mobilizate. Și asta face dispeceratul operativ în momentul în care vede imaginile captate și transmise de către dispozitivul de către dronă, dislocă imediat forțe necesare acolo unde acest lucru se impune. De asemenea, e important de menționat că aceste aparate au inclusiv dispozitive de redare a sunetului, deci inclusiv posibilitatea de a reda mesaje înregistrate, așa cum se întâmplă prin dispozitivele instalate pe mașinile poliției, astfel că acestea vor fi de un impact real asupra populației, în momentul în care auzi o voce de deasupra care îți spune să stai în casă sau să respecti restricțiile de circulație, cu siguranță lucrul ăsta va fi oportun și cred că și prin acest sistem de supraveghere vom constata că cetățenii din județul Cluj vor fi mai responsabili ca și până în prezent. Trebuie să spun că din punct de vedere al sancțiunilor pe care structurile abilitate le-au acordat în ultima vreme, constatăm o scădere a cuantumului și a numărului acestora.
Astfel că asta este un aspect îmbucurător și ne face să observăm că totuși clujenii sunt disciplinați și sunt mai responsabili decât cei din alte județe. Dacă facem o comparație cu toate județele țării în funcție de populație, constatăm că județul Cluj este în top 3 din punct de vedere al numărului de sancțiuni și al contravențiilor privind nerespectarea regimului de circulație a persoanelor. Așa este, vedem și noi cu ochiul liber, Clujul pare pustiu oarecum, dar care este situația în comune și în sate? Pentru că acolo oamenii, am văzut, sunt mai delăsători așa și ei consideră că ar putea să iasă pe ulițele satului și, desigur, cam ce efectiv de jandarmi, polițiști și militari aveți disponibilizați pentru a face aceste verificări? Vă pot spune legat de ziua de ieri, de exemplu, am avut în jur de 800 de polițiști, jandarmi, polițiști locali și militari care au acționat integrat pe raza județului Cluj, inclusiv în mediul rural, pentru că în zona rurală am dislocat mai multe forțe ale Ministerului Apărării Naționale, având un impact mult mai puternic acolo, astfel că putem constata că și aici lucrurile se respectă. Acolo unde am considerat că există zone de risc, cum a fost zona localității Cetan de lângă Dej sau comuna Cuzdrioara, care este la graniță cu județul Bistrița, cu localitatea Reteag, unde este un focar de infecție constatat, am întărit dispozitivele de pază, filtre suplimentare, iar lucrurile n-au mai evoluat, n-au mai escaladat și asta este extrem de benefic pentru noi. Deci în momentul acesta, din punct de vedere al respectării ordonanțelor militare, considerăm că județul Cluj prezintă o situație destul de bună. Sigur, asta nu ne oprește să realizăm acțiunile de monitorizare în fiecare zi cu un număr impresionant de forțe de ordine, vă spuneam, în jur de 800 în fiecare zi. Și pentru asta le mulțumesc foarte mult tuturor celor care sunt implicați. Vorbim de polițiști, jandarmi, polițiști locali, militari, toată lumea care asigură monitorizarea de care discutam. Se apropie sărbătorile pascale, deși românii din străinătate au fost rugați să nu se întoarcă acasă, probabil va exista un număr de români care se va întoarce de voie, de nevoie și poate vor tranzita județul Cluj. Care este protocolul pregătit pentru aceștia? Toți cetățenii români care provin din zone roșii și în acest moment în zone roșii sunt majoritatea țărilor din Europa, trebuie obligatoriu să intre în carantină instituționalizată pe raza județului de domiciliu, așa cum s-a întâmplat la noi cu cei care au venit pe aeroportul internațional Cluj-Napoca și așa cum se întâmplă de fapt și cu cei care tranzitează județul, că vin pe roți, cum se spune, da? pe cale terestră de la punctele de trecere a frontierei, de la Borj sau de la Petea sau de la Nădlac. Ei sunt preluați în convoi de către Inspectoratul de Poliție, care îi însoțește până la ieșirea din județul Cluj, unde sunt direcționați mai departe către județele din care provin. Cei care sunt din județul Cluj intră obligatoriu în carantină instituționalizată în locațiile pe care le avem la dispoziție pe raza județului Cluj. Asta este motivul pentru care am făcut un apel la toți cetățenii din județul Cluj să-și sfătuiască rudele, prietenii, cunoștințele încă de acum o lună și ceva, să nu vină acasă de sărbători, pentru că nu vor petrece sărbătorile așa cum se cuvine. Vor fi în carantină instituționalizată, nu vor fi acasă alături de cei dragi. Apelul nostru a fost transmis și a fost preluat și comunicat de toate autoritățile locale și naționale. Sigur că în continuare există un flux important de oameni care vin acasă. Nu neapărat vin de sărbători, ci din cauza situației economice în care se află în țările respective, nu mai au locuri de muncă și atunci, evident, nu mai au ce să facă și se întorc acasă. Noi suntem pregătiți în județul Cluj cu locații de carantină suficiente, cu locuri pentru a-i putea primi pe toți cei care vin din zonele roșii. În momentul de față avem peste 200 de locuri disponibile și vom mai avea, pentru că ne pregătim în permanență să
să fim siguri că oamenii vor avea unde să fie cazați, pentru că regimul carantinei instituționalizate este în momentul de față cel mai sigur pentru a putea preveni răspândirea coronavirusului în județ. Așa este. Care este situația epidemiologică în județul Cluj la ora actuală? Câte cazuri confirmate avem? Cât sunt internați? În momentul de față sunt 129 de cazuri pozitive internate în spitalele din Cluj-Napoca, din care cetățeni cu domiciliu în județul Cluj sunt 78 de persoane confirmate pozitiv cu infecție cu coronavirus. 534 de persoane sunt în carantină și 1200 de persoane se află în autoizolare la domiciliu. Aceasta este situația în acest moment. Persoanele confirmate sunt internate în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și în Spitalul de Pneumoftiziologie Leon Danielo, precum și câteva persoane la Clinica Medicală 1. Acestea sunt spitalele care de altfel se află în linia 1, 2 și 3 conform planului Ministerului Sănătății, care a fost de altfel propus de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență la nivelul județului Cluj. În acest moment avem capacitate suficientă să gestionăm un număr mare de pacienți în funcție de rezultatele testării, pentru că avem și capacitate mare de testare și asta ne permite în timp real să putem să identificăm pe cei pozitivi și să-i spitalizăm. Așadar, clujenii respectă măsurile de prevenție impuse de ordonanțele militare pe perioada stării de urgență. Poate și de aceea avem un număr relativ mic de infectări și sperăm să rămână așa, dacă se poate. Mai doream să vă întreb despre linia telefonică dedicată COVID-19 0364 430030. Dacă cer clujenii informații la această linie... Da, media zilnică este undeva la 600 de apeluri. Asta înseamnă că este extrem de utilizată și asta ne bucură foarte mult pentru că degrevează foarte mult serviciul de urgență 112, acolo unde trebuie să ajungă doar urgențele extreme. Pentru că și aici, la linia verde, noi avem medici de la Direcția de Sănătate Publică pregătiți care răspund celor care sună aici și îi sfătuiesc cu privire la ce au de făcut în continuare, că vorbim de simptome, că vorbim de întrebări sau de informații pe care le solicită despre COVID-19. Așadar, e bine că există și această linie COVID-19. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule prefect. Mult succes în activitatea pe care o desfășurați și energie și putere de muncă, pentru că e o perioadă dificilă. Mulțumesc tare mult, la fel vedere și eu. Noi mergem mai departe. Epidemia globală de coronavirus dă peste cap și turismul. Foarte mulți români și-au făcut rezervări pentru sejururi în străinătate, dar din cauza situației actuale nu le-au mai putut face. Alții ar vrea să renunțe la deplasări și să-și recupereze banii de la agențiile de turism sau companiile aeriene. Ce trebuie să facă oamenii pentru a recupera banii dați pe sejururile anulate din cauza coronavirusului, aflăm de la Raul Șerban Hoza, avocat. Bună seara, domnule avocat! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumim pentru că sunteți în direct cu noi. Ce drepturi au persoanele care, iată, și-au cumpărat vacanțe de Paște, de exemplu la Roma, înainte să explodeze epidemia de coronavirus și nu mai pot pleca? Își pot recupera banii sau nu? Într-adevăr, după cum a spus și dumneavoastră, domeniul turismului a fost unul dintre cele mai afectate domenii ca urmare a pandemiei. În ceea ce privește situația pachetelor achiziționate deja pentru sărbătorile pascale, este destul de evident că acestea sunt compromise. Context în care, ca urmare a intervenirii acestor circumstanțe inevitabile și extraordinare, călătorii au dreptul de a notifica încetarea contractului și de a obține restituirea integrală a prețului achitat, fără a putea fi obligați la plata vreunei penalizări de către agenția de turism. Evident, discuția va comporta unele nuanțări prin raportare la momentul la care ar fi trebuit să aibă loc călătoria. Astfel, dacă, de exemplu, vorbim despre pachete de călătorie a căror executare ar trebui să aibă loc la o dată mai îndepărtată, de exemplu în mai sau în iunie sau chiar în iulie,
este discutabil în ce măsură se poate obține încă din stat, încă de la acest moment, anularea respectivelor pachete și restituirea integrală a prețului. Sens în care recomandarea ar fi să se dovedească o oarecare flexibilitate și din partea agențiilor de turism, dar și din partea turiștilor în privința variantei pe care să o adopte în concret. De altfel, acestea ar fi și recomandările Comisiei Europene și recomandările Asociației Europene a Agențiilor de Turism, în sensul adoptării unei politici de flexibilitate și a încercării de a purta un dialog constructiv între agenții și turiști, fără a se adopta neapărat o politică de genul acesta de totul sau nimic. Lipsa de cash flow din domeniu și un orizont care ar anunța un colaps total în măsura în care toți turiștii ar solicita restituirea integrală a prețului achitat, fac ca această măsură alternativă a rambursării să fie de-a dreptul o necesitate în contextul actual al pandemiei. Dacă, să spunem, agenția a încasat banii de la oameni, i-a virat mai departe operatorului de cazare, iată, între timp s-au închis granițele, ce vină are în această situație agenția? Pentru că trebuie să ne punem și în locul lor. Într-adevăr, aceasta este o caracteristică și una dintre marile probleme din care rezultă și lipsa de cash flow care este specifică acestui domeniu, deoarece agențiile de turism în general rețin un simplu comision sau transmit banii mai departe. Sens în care și în acest context ar trebui din nou să se apeleze la să se apeleze la o flexibilitate a partenerilor contractuali. Drepturile consumatorilor, drepturile călătorilor sunt clare la acest moment și în lipsa unei intervenții din partea statului prin care să se ia măsuri specifice de protecție și de redresare, este destul de clar că la acest moment nu se poate discuta despre o condiționare sau despre un refuz în ceea ce privește acordarea acestui beneficiu călătorilor. Cu toate acestea, și călătorii ar trebui să fie conștienți de această lipsă acută de cash flow și partenerii contractuali ai agențiilor de turism, în egală măsură, ar trebui să dea dovadă de o înțelegere. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că raporturile contractuale dintre agențiile de turism și operatori sunt niște raporturi contractuale specifice unor profesioniști, context în care remediile care pot fi aplicate sunt mult diferite față de remediile care ar putea fi aplicate în raporturile contractuale dintre agenția de turism și turist. În ceea ce privește festivalurile, pentru că știm că și acestea vând pachete pe mai multe zile, ele sunt peste vară, dar s-ar putea să fie și acestea anulate. În această situație, ce pot să obțină înapoi persoanele care au achiziționat acele abonamente? Din păcate, nu vă pot oferi un răspuns general valabil pentru toate festivalurile. Recomandarea este de a fi citite termenii și condițiile contractuale generale cu care au fost de acord la momentul achiziționării biletelor. Deoarece există în cadrul respectivilor termeni și condiții, există inclusiv posibilitatea ca organizatorul festivalului sau organizatorul evenimentului să fi prevăzut că nu va putea turistul sau consumatorul nu va putea să solicite rambursarea contravalorii biletelor. Acum, evident că identificarea unei soluții care să convină și să convingă ambele părți va depinde și de prestigiul evenimentului respectiv. Există deja o serie de evenimente importante care sunt anulate. Spre exemplu, campionatul european de fotbal care a sperit să aibă loc în această vară a fost amânat pentru anul viitor. Organizatorii respectivului eveniment au optat pentru a oferi consumatorilor posibilitatea să aleagă între rambursarea prețului sau să le recunoască valabilitatea biletelor deja achiziționate pentru ediția de anul viitor. Totodată este de recomandat ca persoanele care și-au achiziționat asemenea bilete să urmărească foarte atent datele și dacă intervine vreo modificare asupra datei de desfășurare. Întrucât putem discuta despre o anulare a evenimentului sau pur și simplu despre o modificare a datei, în sensul că evenimentul să nu mai aibă loc în
iunie, ci să aibă loc în octombrie anul acesta. Am înțeles, domnule avocat, vă mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite și e vorba practic de flexibilitate atât din partea agențiilor de turism cât și din partea turiștilor, care să accepte cumva așa o cale de mijloc, astfel încât să iasă bine ambele părți. Mulțumim încă o dată și vă mai așteptăm și într-o ediție viitoare. Vă mulțumesc și eu. Noi mergem mai departe. La ora actuală știm ce este coronavirusul. Putem testa prezența lui. Știm că extinderea COVID-19 poate fi oprită prin distanțare socială și măsuri igienico-sanitare, precum spălarea mâinilor și purtarea măștilor. În cele mai multe cazuri, 80% simptomele sunt ușoare sau lipsesc total. Iar persoanele tinere au un risc mai scăzut de infecție. Mulți pacienți se vindecă. Există deja prototipuri de vaccin în curs de testare. Mai multe scheme de tratament. Și cu toate acestea există o stare de anxietate în rândul populației, chiar o contagiune psihică observată în timpul pandemiilor. Din ce cauză, care sunt semnele acestor stări de anxietate și ce putem face pentru a le depăși, aflăm chiar acum de la doamna profesor Doina Cosman, președinta Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie. Bună seara și bine că ați acceptat, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Există studii care demonstrează existența pe perioada pandemiilor a unei contagiuni psihice. Practic, această anxietate se transmite. Cum anume? Cine sunt vectorii? Oamenii? Mass media? În general, contagiunea emoțională se bazează pe empatie. Așa cum putem să practicăm empatia noi profesioniștii în psihoterapie, tot așa, de data aceasta, funcționează empatia. Dacă o persoană află că cei apropiați, cei dragi au pățit, s-au infectat, suferă, nu pot să sufle bine, această empatie funcționează și are un rol de mediator în transmiterea anxietății de la om la om. În plus de această empatie, mai există în teorie și un alt factor, și anume mimica. Mimica este cea care îl transpune pe celălalt, deci mimica celui suferind îl transpune pe celălalt în suferința interlocutorului. De data aceasta, prin această distanțare socială, nu putem să incriminăm chiar în aceeași măsură mimica, deci imitarea mimicii. La bază, de fapt, stă un proces de imitare a emoțiilor celorlalți, iar apoi faptul că nu există o comunicare bună din punct de vedere emoțional mărește această stare de anxietate, de panică, chiar o epidemie, o pandemie de panică. Să știți că după ce virusul va fi, să zicem, pe o pantă descendentă, ca și îmbolnăvire, să știți că atunci vom avea de furcă cu foarte multe afecțiuni de genul tulburare de panică, anxietate, depresie, da, stres foarte mare, burnout, deja sunt semne în ceea ce privește personalul medical că există burnout în cadrul, adică o oboseală medical. Cronică. Iar personalul medical care își dă demisia, să știți că mulți își dau demisia din cauza burnout-ului, adică trăirea emoțională este atât de intensă încât deja nu mai este suportată. Și sigur, pot să fie aduse în discuție și anumite elemente personale, frica de a nu îmbolnăvi pe cei dragi din anturaj, copii mici, chiar anumite comorbidități ale personalului medical. Dar empatia este cea care face ca să simțim suferința celorlalți. Dar una este contagiunea emoțională și alta este contagiunea comportamentală. De contagiunea comportamentală s-au ocupat mari gânditori ai acestei lumi. Îl pomenesc pe
cel care a înființat psihologia socială și a scris o carte extraordinară, Psihologia mulțimilor, tradusă și în română, la Psihologie de Full. În 1895 deja se făceau astfel de studii și contagiunea comportamentală este extrem de periculoasă, pentru că ea duce la lipsă de obediență. Vedem deja cazurile acestea de persoane care nu respectă distanța socială, nu respectă purtatul măștii. Bun, sau mai grav, nu respectă autoizolarea, mai grav, nu respectă carantinarea. Fug din carantină, se ocupă de alte acte. Și asta din ce cauză? Din ce cauză? Ei nu se tem atât de tare ca ceilalți de acest virus? Sau au ei un alt caracter, o altă personalitate? Nu pot să pun diagnostic fără să am persoana în față, dar se pare că și aici procesul imitativ este extrem de pregnant. Dacă unora le iese figura, ca să mă exprim așa, alții află pe căile lor de social media și imită și ei acel comportament de ieșire în spațiu, de fugă, de rezolvarea unor anumite interese, de grup, de gașcă. Această lipsă de obediență este foarte periculoasă, pentru că astfel de cazuri răspândesc și mențin starea de transmisie a virusului în societate. Deși trăim aceleași vremuri, unii dintre noi sunt mai panicați, alții sunt mai relaxați. De ce depinde lucrul acesta? Depinde de reziliența fiecăruia. Reziliența este un concept care este foarte drag psihologilor, dar și nouă, tuturor medicilor. Și anume, unii au forțe interne de protecție, au o anumită structură de personalitate, sunt obișnuiți cu beneficiul amânat. Această organizare internă a psihismului unui anumit tip de oameni îi ajută să suporte mai bine. Alți oameni îi vedem și la coadă, nu? La coadă se poate realiza. Sunt mai agitați, mai temători. Emoțională și apoi comportamentală. Îi vedem pe unii la coadă cât sunt de nerăbdători, cum bat din picior, cum încearcă să dea telefon, ba cum întrerup fluxul acelei cozi, și asta în condiții normale. Deci până la urmă depinde de firea fiecăruia și de caracterul nostru. De educația fiecăruia. Dar mai vreau să vă întreb, care este diferența dintre anxietate și teamă? Pentru că temeri avem cu toții și e normal să avem așa din autoprotecție. Nu ne putem arunca în fața mașinii pentru că ne temem și așa mai departe. Dar e o diferență între anxietate și teamă? Să știți că și anxietatea poate să fie normală dacă depășește un anumit nivel și nu este corelată cu un eveniment plauzibil, atunci devine anxietate patologică. Există, să zicem, o anumită trecere de la teamă, îngrijorare firească, către îngrijorare patologică, către anxietate, panică, angoasă, teroare. Deci există grade de desfășurare în crescendo a acestei stări emoționale. Dar cum se manifestă această anxietate astfel încât pacientul să își dea seama că are o problemă și să nu persiste în această stare astfel încât să se agraveze, să ajungă la depresie sau la burnout? Cum spuneați și dumneavoastră. Da. Anxietatea patologică, să știți că doare. Persoana este chinuită de aceste anxietăți care năvălesc asupra lui și care nu-l lasă de multe ori să doarmă, nu-l lasă să se gândească la altceva. Mereu parcă se simte amenințat. E hipervigilent la orice stimul din exterior sau din interior care ar putea să apară și care ar putea să anunțe pericolul. Dă importanță la stimul mici, la evenimente mici. Toate ar putea să creeze un context de periculozitate pentru viața personală sau a familiei. Vă dau un exemplu care poate să devină patologic sau care este foarte, foarte des întâlnit, și anume frica mamelor care își
știu copiii, deveniți adulți de multe ori, că sunt pe drum și nu au astâmpăr până nu știu că copiii lor sunt în siguranță și au sosit cu bine acasă. Dar această frică poate, de fapt, să se transforme într-o anxietate patologică care să ducă la contopirea cu diferite fenomene vegetative, cu stări de rău, cu stări de rău din partea sistemului cardiovascular, mai ales cu tahiaritmii, cu stări de rău din partea sistemului gastrointestinal, până stări de greață, vomă, apoi cefalee, până la leșin. Deci vedeți că de multe ori persoanele care sunt anunțate de o veste rea, de multe ori leșină. Sunt acele stări de anxietate maximă care depășesc forțele fiziologice, mecanismele de apărare psihologice și fiziologice. Ei, acum, în cazul pandemiei COVID, sigur că foarte bine este să ne informăm. Să avem informații foarte culese din surse foarte bune. Apoi mai există un factor și nu pot să nu-l spun, și anume modalitatea prin care ne sunt transmise măsurile logice care sunt decretate prin acele ordonanțe militare. Modalitatea de comunicare este o modalitate rece, obiectivă. Persoanele sunt emoționale în România. Suntem un popor cald, un popor cu sentimente care se exprimă. Nu ne reprimăm, majoritatea populației în România, nu ne reprimăm exprimarea și comunicarea sentimentelor. Deci modalitatea de comunicare a acestor ordonanțe militare este puțin cam rece, din punctul meu de vedere, inclusiv ca și psihoterapeut. Deci mass media joacă și ea un rol în aceste stări de anxietate? Sigur, mass media este ca și peștișorul în apă. Acum are ce știri să comunice și le comunică cu o fervoare și cu o ardoare extraordinară. Le comunică prea mult, prea des? Se comunică nu știu dacă dumneavoastră ați putut să culegeți 10% știri care să ne dea dreptul la optimist. Să se comunice mai mult știri optimiste. Se comunică doar știri pesimiste. Din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău. România stă foarte rău. Păi faceți o comparație, faceți o comparație cu Norvegia, cu Suedia. Vedeți care este rata de mortalitate acolo și care este rata de mortalitate în România. Deci spuneți că știrile s-ar putea prezenta și mai cald și mai optimist, practic, prin comparație cu alte țări în care situația e mai gravă. Dar revenind la anxietatea aceasta, se poate trata cea patologică? Se poate trata în vreun fel și cum anume? Sigur că se poate trata. Există o gamă largă de psihotrope cu efect anxiolitic. Există apoi o rețea foarte bună de medicină și de psihiatrie, pentru că aceste stări patologice este bine să fie tratate de către psihiatri, să nu fie tratate după ureche și să nu fie tratate de alte specialități. Dacă celelalte specialități, și mă refer aici mai ales la medicii de familie, care recunosc foarte bine anxietatea, dar și la cardiologi și la gastroenterologi, endocrinologi, dacă recunosc că această stare de anxietate este a depășit un anumit nivel, să nu se dea înapoi, să trimită cazul la psihiatru. Nu mai trebuie să existe o stigmă, o stigmatizare a persoanelor care ajung în cabinetul psihiatrului. Nu înseamnă că acea persoană cu anxietate suferă de o psihoză, deci intră în categoria alienărilor. Dar și dacă ar suferi de o psihoză, nu văd de ce acele persoane să fie discriminate, disgrațiate, să fie stigmatizate. Trebuie poporul român să se învețe cu aceste stări psihopatologice care au tratament, care pot să se trateze. Uneori anumite stări de anxietate la faza de început pot să se trateze doar prin psihoterapie, deci nu trebuie neapărat aplicată o schemă de farmacoterapie. Iar acum, de când s-a dat voie
la telemedicină, eu cred că putem să avem, să absorbim o mare cantitate de pacientură care nu chiar mai și prin telemedicină. Vă mulțumim foarte mult, doamna profesor Doina Cosman, pentru informațiile utile și interesante pe care ni le-ați oferit. Vă mai așteptăm cu drag și altă dată. Bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, cu speranța că ați aflat lucruri interesante și care vă vor fi de folos. Sunt Corina Ionuț și până data viitoare vă doresc să aveți sărbători pascale cu lumină și bucurie în suflet. O seară bună în continuare!